Salut, Vlad! Să ai o perioadă minunată! Dacă dai căutare pe YouTube Vlad Alexandrescu Ciprian Lospa, o să vezi că acel omuleț a vorbit urât de tine. La fel a procedat și cu noi. Ne-a judecat în stilul lui caracteristic. Dragă urmăritorule, dacă nu are timp creatorul de conținut să vadă acest video, eu și Andreea, sper că și tu, Andreea, da? Da, clar. Îți oferim un cadou. Sau dacă nu vrei cadou, îți putem oferi o înregistrare cu noi și, bineînțeles, cu tine. Și ce am mai notat eu aici? Dedicație. Da, sau o dedicație, dacă vrei, pentru tine. Pentru că o să te rog frumos, dacă tu comentezi la acest creator de conținut, care normal este preferatul tău, să ne ajuți să-i spui de acest video ca să fie și el prezent cu noi pe replica care o dăm lui Ciprian Lospa. Dacă vrei să ne susții la premieră, atunci când postăm înregistrarea, eventual chiar și în chat-ul live, tu și comunitatea ta, este minunat. Da. Deci noi vrem să fie o lume mai frumoasă, o lume mai bună. Nu știu, dacă e ceva care nu-ți place. Nu știu, poate vrei părinții tăi să fie mai buni. Sau prietena ta, sau prietenul tău. Sau, nu știu, să ai vacanțe mai multe. Să ai orice vrei. Există un playlist la noi pe canal, se numește Fără Cenzură. Și acolo o să vezi acest video care urmează să fie, este în premieră, te rog frumos să apeși Memento ca să fim împreună toți, să putem să facem ceva mai bun pentru tine. Deci ceva mai bun pentru tine. Asta e tot ce vrem noi să facem. Deci asta este tot. Noi nu vrem să facem decât exact cum se numește și canalul nostru, câștig garantat. Să câștigăm împreună. Și în primul rând, cele mai frumoase lucruri nu sunt gratis. Deci nu e vorba de bani, nu e vorba de nimic. Deci e vorba de tine. Să fii mai bine. Unde vrei tu. Acasă, la școală. Uite, poate să vină să te asculte moșul, să-ți aducă moșul cadoul tău. Tu ce-ți mai... Mai ales acum să fructificăm că e sfârșitul de an, Andreea. Da, tu ce ți-ai... Ia gândește tu etapele tale, copil... Mamă tânără și acum o femeie în toată vârsta. Sănătate îmi doresc și chibzuință în deciziile pe care le iau. Iau, exact. Și uite, dacă tot mi-a pasat-o la fileu, dacă tu, cel care te uiți sau cea care te uiți, ești un pic pufoasă așa, să dai căutare pe YouTube Andreea și Răzvan, reguli de slăbit. Te pupăm și iarăși vă dau un prim cadou. Crezi că o mămăligă poate să aducă bucurie într-o relație? Eu vreau să știu de la tine. Normal. O mămăligă în formă de inimă. Și cum o găsești? Dai Andreea și Răzvan mămăligă inimă. Și ăsta e primul cadou mic. După aia avem și cadouri mai mari. Și? Pâinica? Nu, acum ai blafat-o. Dar rămâne așa înregistrare. A vorbit gura fără ea. Băi, mă referea să mai dau un cadou. Adică, păi eu nu. Sunt darnică. Păi și după aia ce mai rămâne? Ia, da, ia, vedeți, fii atât, ia vă dă cadou. Ia. Ia. Lumină, pace și prosperitate. Doar gânduri bune și un decembrie. Că suntem în luna decembrie, în luna cadourilor. În anul 2021. Cum ți-l dorești să primești tot ce vrei tu, tot ce îți dorești tu. Gânduri pozitive. Mulțumesc, Andreea. Și multă sănătate. Andreea și Răzvan aduc câștig garantat. Bine ați revenit! Foarte, foarte bine! Salutare, salutare, salutare și salutare, bine ai venit! Bine ați venit! Mulțumim frumos, Andreea și Răzvan! Bineînțeles, am ajuns la Andreea și Răzvan.
Andreea și Răzvan, care aduc câștig garantat. Chiar vă recomand să intrați pe canalul lor. Au clipuri foarte interesante, vorbesc despre multe subiecte interesante. Spune așa, Andreea și Răzvan: ce țară frumoasă, păcat că este batjocorită zilnic. Într-adevăr, cam așa este. Aveți dreptate, domnul Răzvan. Andreea și Răzvan aduc câștig garantat. E, yeah, bine, ați revenit. Întâlnire de gradul 0 la Sibiu. Cum e? Am înțeles că ai făcut și tu sport, nu? Am făcut câțiva ani, însă acum încerc să mă apuc la sfaturile tale, la îndrumările tale. Bravo! Și de cât timp? Cum ai găsit canalul? Pur și simplu mi-a apărut pe YouTube. Pe bune? Da, pe bune. Și care ăla de sport, nu? Cel de sport, canalul de sport. Vezi, dacă ești tu drăguț, să ne comentezi că mai avem un canal. Am văzut că mai aveți un canal, dar o să intru și pe canalul celălalt. Da? Da, da. Bine, dragule, aștept... Să ne scrii, să ne spui că o să stai acum ca spectator la concursul de la campionatele naționale de culturism și fitness. Să ne spui părerea ta în comentarii. Sigur, sigur. Cum e în culise aici? E o atmosferă super, nu mă așteptam să ajung aici. Sala. Da, da, da. E, trebuie ușor, ne scrii nouă, trebuie ușor, foarte cu cap. Ușor, ușor. Eu am început la 45 de ani, deci stai liniștit. Și Andrei a început la 40 de ani. Tu ai 24. Oh, mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Ești la început de drum, da. E timp. Timp, da. Bun. Bine. Mulțumim pentru ce ne învățați și urmărim. Bine, urmărim. Mulțumim și noi. Content foarte interesant la Andreea și Răzvan. Aduc câștig garantat. Dați acolo un subscribe. Sunt niște oameni faini. Noi nu ne certăm dragul nostru, noi comunicăm, este normal, doar așa apare dragostea prin comunicare, adevărat. Să împărtășim idei de calitate împreună pentru o lume mai bună. Cine nu-și dorește mai multă dragoste, mai multă iubire, mai multă recunoștință, mai multă stimă? Respect. Cine? Respect, ia uzi. Libertate. Libertate, exact. Da, 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 e libertatea, e greu încercat. Și zis sănătate. Bine. Sănătate, sănătate întâi de toate. Gata. Puiuț? Încă ceva, vreau să mulțumesc și lui Andreea și Răzvan, care și ei sunt niște oameni minunați și puteți să vă abonați la canalele lor. Are două canale. Și merită să vă abonați și la ei. Pământul ăsta, România de azi, Dacia de ieri, este de fapt grădina Maicii Domnului. Există o poveste în care se spune că după ce Dumnezeu a făcut cerul și pământul, apele, tot, i-a făcut și pe oameni și au fost chemați să-și aleagă, să li se repartizeze o țară, un loc. Și fiecare s-a dus, fiecare neam și și-a ales câte o țară. Românii au stat la urmă. Și în momentul în care au ajuns la Dumnezeu și la Fiul lui, au zis: Doamne, dă-ne și nouă. Nu că ați venit târziu, trebuia să veniți. Dă-ne și nouă, Doamne. Și atunci Maica Domnului îi spune fiului ei: dă-le grădina mea. Și atunci acest loc este grădina Maicii Domnului. Este un loc binecuvântat. Este un loc în care avem absolut de toate. Nu ne lipsește nimic. Dăruind, vei dobândi. Da, o, dacă tu n-ai ce să dăruiești, nici ce nu să dobândești? Nici nu. Ce să dobândești? Să vii și tu pe chatul live care o să fie și, bineînțeles, dacă vrei să-ți înștiințezi și comunitatea ta, noi ne bucurăm mult și oricum, orice decizie ai lua, noi iubim România, iubim tot ce este frumos, iubim natura, da? Uite și Andreea, dacă mai iubește și ea ceva. A, Doamne, oamenii cu bun simț. Ia uzi, super. Pe aceștia iubesc. Te așteptăm cu drag și ne bucurăm că existi. Ești un om important. Clar. Orice om din lumea asta e important, tu ești un pic și mai mult important, pentru că știi bine câți fani ai, da? Și câte lucruri bune ai făcut.